Argeșenii au găsit zilele trecute în cutiile poștale pliante cu mesaje denigratoare îndreptate împotriva primarului Nicolae Diaconu, dar și a directorului Serviciului de Gospodărire Comunală Ioan Ghiță. Pe acești fluturași era și o caricatură în care era prezentat un dialog pe tema dezăpezirii municipiului între Nicolae Diaconu și Ioan Ghiță. De asemenea, pe partea cealaltă a pliantului se afla un text în care era vehement criticat modul în care a fost dezăpezit municipiul Curtea de Argeș. Este o acțiune, așa cum ne-a obișnuit PDL-ul de a denigra persoanele publice din municipiul Curtea de Argeș, adversarii politici și, din păcate, aceste metode cred eu că sunt depășite, din păcate pentru dânsii. Nicolae Diaconu a comentat aceste lucruri pe care le-a caracterizat ca fiind o acțiune a PDL prin care sunt denigrați adversarii politici. De asemenea, primarul a declarat că în această acțiune a fost implicată Poșta Română, o companie de stat. Cea mai mare surpriză este că în această acțiune de denigrare a fost implicată o instituție a statului care se numește Poșta Română. Din cunoștințele mele și din relațiile care le-am obținut au fost că au fost duse chiar la poștă și de acolo cu cunoștința dirigintelor au fost distribuite. Sunt factor poștal care recunosc și care știu care au fost surprinși și chiar au mânat personal o serie întreagă de astfel de cărți poștale. Este jenant că o instituție publică pe care noi o plătim să se ocupe de campanii electorale și de denigrări ale persoanelor publice. Pe de altă parte, liderii Partidului Democrat Liberal din Curtea de Argeș au declinat orice legătură cu această inițiativă și au spus că e un lucru amuzant. Era o abordare foarte comică a situației contrastante din și paradoxale din orașul nostru, adică eforturile administrației de a se lupta cu nămeții. Acest gen de, să zicem, umor este foarte prezent și în ziare și departe de a, să zicem, ofensa pe cineva, are rolul de a atrage atenția la un mod decent asupra unor probleme destul de grave care se manifestă în societate. Noi nu avem legătură cu acest lucru. Primarul municipiului Curtea de Argeș a spus că este hotărât să meargă mai departe cu cercetările și că persoanele vinovate vor fi trase la răspundere.